Dragi telespectatori, suntem la Slănic Moldova. Așa cum știți, întotdeauna televiziunea noastră caută să afle informații din timp, pentru că o să vă prezint astăzi vizita noastră la pârtia de schi Nemirea din Slănic Moldova. Așadar, când am ajuns aici, am găsit o atmosferă de lucru, putem spune așa, pentru că sunt pregătiri. Nu o să vă mire, sper, acest fapt. Întotdeauna vara trebuie să pregătești pârtia de schi pentru iarnă. Revizii tehnice, foarte multe lucruri despre care ne va vorbi domnul Romil Botezatu, domn director al Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont. Domnule director, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru amabilitate, v-am întrerupt din activitate, dar vrem pentru telespectatorii noștri să aflăm câteva detalii despre ce activități se desfășoară în aceste zile aici la pârtia de schi Nemirea. Vă mulțumim, bine ați venit. Da, ne-ați surprins într-un moment de pregătire. Activitatea noastră se desfășoară pe întreg sezonul, nu numai pe sezonul de schi. Am finalizat lucrările necesare în extra sezon, mă refer la partea de pârtie, deci terenul pârtie a fost întreținut și toate operațiile făcute conform procedurilor. În acest moment suntem la o efectuare a reviziei anuale a telescaunului de la pârtie. E o revizie obligatorie, sunt norme care specifică această treabă. Scaunul tip Leitner este verificat de o firmă specializată, reprezentanța Leitner. Avem și putem să finalizăm lucrările în cel mai scurt timp. Ne pregătim pentru a fi autorizat și de CNCIR Bacău. Este autorizația pe baza căreia telescaunul de la pârtia Nemira poate funcționa. Am văzut că a pregătit și utilajele pentru zăpada artificială. Exact, producem zăpadă artificială, suntem în probe și cu instalația de producere a zăpezii artificiale. Se verifică hidranții și cele trei tunuri cu care producem zăpadă artificială pe perioada când o să ne permită temperatura. Asta e o altă discuție. Noi așteptăm cu mare drag temperaturile în primul rând ca să putem pregăti zăpadă și zăpada care necesară pentru a putea deschide pârtia în condiții optime. Pe lângă instalația de zăpadă, ați văzut în dreapta tunurilor de zăpadă și mașina de bătut zăpada și aceasta are un regim de verificări. Sunt făcute reviziile anuale la numărul de ore de funcționare. Sperăm ca să avem un sezon măcar la fel de bun ca cel din anul trecut, 2016-2017. Pentru perioada următoare ne propunem să finalizăm toate lucrările. Spun eu să fie totul pregătit. După cum ați văzut, echipa muncește aici, am lucrat toată vara pentru toate lucrările care vă le-am spus necesare pentru terenul pârtii. Acum continuăm și sperăm să terminăm în o săptămână, două, revizia și vă mai așteptăm și cu noutăți, când o să le mai avem, să vi le transmitem și să le puteți da telespectatorilor dumneavoastră. Așadar, nu ne rămâne decât să urăm gazdelor noastre, pentru că vor fi gazde și pentru turiștii care vor veni atât din țară cât și din străinătate aici la Slănic Moldova, multă putere de muncă, pentru că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar încă o dată discutam cu domnul director, Slănic Moldova este pregătit sau este o stațiune pregătită pentru turiști, aici se simt în siguranță. Cum v-ați gândit în primul rând pentru confortul schiorilor de aici, ce alte măsuri suplimentare ați luat? Din experiența pe care o avem, spunem noi, de 3 ani de zile, am realizat necesitatea organizării mai bine a zonei de îmbarcare. Am făcut niște modificări în această zonă, am suplimentat sau am amenajat zona parcării pentru a reuși să satisfacem cât mai mulți turiști care vin cu mașina. Și dacă îmi permiteți, pentru cei care n-au fost niciodată la Slănic Moldova, pârtia de schi Nemira
este administrată de Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonatul Salvamont Bacău din subordinea Consiliului Județean. Este o investiție pe fonduri europene, o pârtie foarte, foarte modernă, instalații de telescaun, 64 de scaune, o instalație de nocturnă, 68 de stâlpi, o instalație de hidranți pentru producerea zăpezii artificiale, mașină de bătut zăpadă și cele trei tunuri. Pârtia este de dificultate ușoară, deci sub 20 de grade, 17,1 grade, diferența de nivel 240 de metri, lungimea traseului telescaunului 1100 de metri, distanță care se poate parcurge în 12-15 minute, pârtia de schi în lungime de 1414 metri, cu lățime medie de 38 de metri. Condițiile sunt bune, noi suntem pregătiți și cu ajutorul unor zăpezi pe care le știam și au fost în Slănic Moldova, să sperăm că în acest sezon o să avem condiții mult mai bune și mai primitoare și ca pregătire profesională și ca parte tehnică, care o stăpânim, și felicit echipa de la Slănic Moldova, care deosebit cu pregătire și cu dăruire vin și își fac datoria. Iată, domnul director ne-a transmis acest mesaj, ați observat date precise, exacte, matematic putem spune. Așadar, pârtia de schi va fi pregătită la prima zăpadă, vă așteptăm aici la Slănic Moldova, nu uitați că sunt condiții foarte bune, o instalație absolut nouă, oameni pregătiți. Și ne bucurăm și vom fi și noi, cei care realizăm acest mic reportaj, prezenți pe tot parcursul sezonului de iarnă, aici alături de cei care coordonează această activitate. Domnule director, noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim o iarnă plină cu zăpadă și cu atmosferă frumoasă de sărbătoare aici la Slănic Moldova. Vă mulțumim, e necesară zăpada și vă așteptăm cu mare drag oricând. Vă mulțumesc încă o dată.